Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vom face aceste simpatice floricele. După cum vedeți, sunt foarte micuțe, foarte drăgălașe, care vă pot fi de folos cu ocazia acestei sărbători care se apropie cu pași repezi, cu ocazia zilei de 1 martie sau de 8 martie. M-am gândit că poate fi o idee foarte bună pentru mărțișor. Se lucrează foarte simplu, foarte ușor, este la îndemâna dumneavoastră, a doamnelor începătoare. Vom folosi fir de culoare verde, eu voi folosi firul Bravo și floricica puteți să o lucrați în orice culoare doriți dumneavoastră. În acest mod puteți folosi, reutiliza capete de fire care v-au rămas, pentru că aici este nevoie de foarte puțin fir. Apoi voi folosi croșetul cu numărul 3, vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfece și de acul pentru cusut lână. Voi începe cu partea centrală, veți vedea că totul este foarte ușor. Voi face cu ochiurile de lanț, că va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră. Și voi lucra un număr de 4 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3, 4. Ne vom întoarce în primul ochi de lanț și vom închide totul cu fir alunecat. După care voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra prin interiorul cercului format și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, ținând în considerare și ochiurile de lanț, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu. Vom lucra astfel un total de 12 piciorușe duble. Noi vom lucra singure, după care ne vom reîntâlni. Lucrate cele 12 piciorușe duble, voi intra nu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, ci în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu. Voi închide totul cu fir alunecat, voi scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Vom face în felul acesta, după care capătul de fir îl ascundem dedesubt în modul în care să nu se observe. Eu voi ascunde cu croșetul, dumneavoastră puteți folosi acul, voi scurta și aici, după care voi trece la culoarea propriu-zisă, culoarea florii noastre. Deci, aceasta este partea de deasupra, eu voi folosi culoarea roșie și voi intra în spațiul dintre două piciorușe duble, nu are importanță care. Vedeți, am lăsat firul un pic mai lung, voi extrage acest fir, voi face un picioruș scurt prinzând ambele capete de fir. După care voi începe în felul următor. Voi face din nou un ochi de lanț, firul pe croșet și intrăm prin acest spațiu, voi lucra 1, firul pe croșet, 2, firul pe croșet, 3, firul pe croșet, 4, firul pe croșet, 5. De 5 ori am intrat prin acest spațiu, voi închide totul și voi forma un punct puf. Firul pe croșet, voi sări două piciorușe duble și voi intra în spațiul dintre acestea. Deci, după două piciorușe duble, vom intra în spațiul liber. În felul acesta și voi lua firul pe croșet o dată, de două ori, de trei ori,
4 ori, de 5 ori. Vom închide și vom sigila și această parte. Firul pe croșet, vom sări din nou două piciorușe duble, vom intra în spațiul imediat următor, după cum vedeți, voi prinde și acel capăt de fir și voi lucra din nou acest punct puf. Odată firul pe croșet, de două ori, de trei ori, de patru ori și cea de-a cincea oară. Și din nou vom închide totul și vom sigila în felul acesta. Astfel vom lucra de jur împrejur și vom forma 6 astfel de grupuri. Am format cele 6 grupuri, acum voi închide totul în corespondența spațiului dintre primul și cel de-al doilea grup, voi închide cu fir alunecat. Voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași spațiu și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide totul. În felul acesta, firul pe croșet, acum mă deplasez către următorul spațiu dintre următoarele grupe și voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, voi intra și voi închide totul. Firul pe croșet, în corespondența aceluiași spațiu, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, voi intra pe după piciorușul dublu și voi închide, voi trece mai departe, firul pe croșet, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide, cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondența aceluiași spațiu, două ochiuri de lanț, voi trece pe dedesubt și voi închide. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, respectând această ordine și încetul cu încetul floricica noastră prinde formă. Este, cred, una dintre cele mai simple floricele care poate fi obținută și care are și un aspect plăcut, ușor de lucrat pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Imediat vom ajunge și la capătul rândului. Uitați-vă, ne apropiem. Deci aici sunt în corespondența ultimului spațiu. Voi lucra în același mod, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, închise pe dedesubt, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, închise pe dedesubt și am ajuns la capătul rândului. Ia uitați-vă, am ajuns exact de unde am pornit, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Aici voi scurta firul și imediat veți vedea ceea ce am obținut. Bineînțeles, capătul de fir îl vom ascunde, apoi vom ascunde acest capăt de fir. Dumneavoastră puteți ascunde coacul, repet, de foarte multe ori, fiind o lucrare care trebuie să dureze în timp. Eu ascund cu croșetul. Așa. Am realizat și aceasta. Voi scurta capătul de fir din nou ca să nu se vadă urât. Uitați-vă. Iar acum aceasta este floricica. Nu ne rămâne decât să facem codiță și frunzuliță. Și pentru aceasta este foarte simplu.
vom lua din nou firul verde, după cum veți vedea. Voi trece prin mijlocul florii noastre, dar nu din afară, ci din interior. Voi prinde capătul de fir și îl voi trage după mine. Acum voi lăsa floricica acolo, voi face un ochi de lanț, îl voi face și pe cel de-al doilea, voi lua firul pe croșet, voi intra în primul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu redus. Firul pe croșet, în corespondența aceluiași ochi de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus, cel de-al treilea picioruș dublu redus, cel de-al patrulea picioruș dublu redus. Acum voi da capătul de fir în felul acesta, voi face din nou, să vedem, aici ultimul picioruș dublu redus, voi da capătul de fir așa în interior să nu se observe, voi intra cu croșetul în corespondența primului picioruș dublu redus și voi închide totul în felul acesta. Ia uitați-vă, în momentul în care vom întoarce lucrarea în acest mod, s-a format această, să-i spunem, este mijlocul florii noastre. Voi intra din nou cu croșetul prin acestea, voi închide totul, voi trage în felul acesta firul, ați văzut modul, scurtăm capătul de fir, acesta îl tragem în sus, voi intra din nou cu croșetul prin floarea noastră, vom prinde firul și îl vom trage cu noi. Astfel am format și mijlocul florii noastre. Ia uitați-vă, o aranjăm bine aici. Tragem bine firul și vom intra din nou și vom continua să lucrăm ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de ochiuri de lanț. După ce am realizat aceste 20 de ochiuri de lanț, voi intra în piciorușul cu numărul 2 și voi, în ochiul cu numărul 2 și voi face un picioruș scurt, firul pe croșet, voi intra în următorul, voi face un picioruș dublu redus, firul pe croșet și voi continua lucrând două piciorușe duble consecutive, 1 și cel de-al doilea, firul pe croșet de două ori, voi face un picioruș dublu înalt, firul pe croșet odată, voi continua lucrând din nou două piciorușe duble consecutive, așa, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt, în acest moment voi trage foarte puțin acest capăt de fir cât să trec partea cealaltă și în corespondența piciorușului scurt voi face aici un picioruș scurt, uitați-vă ce dulce este trecerea de o parte pe cealaltă, apoi continui cu un picioruș dublu redus,
cele două piciorușe duble consecutive, 1 și 2, de două ori firul pe croșet și vom face piciorușul dublu înalt, din nou seria de două piciorușe duble, 1 și 2, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt și voi închide totul aici în vârf cu fir alunecat. Vom scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Foarte simplu și foarte eficient. Eu sper că veți reuși și dumneavoastră să lucrați această floricică care vă poate fi de ajutor, așa cum spuneam, cu ocazia zilei de 8 martie, poate fi aplicată pe o felicitare, îi se poate pune un șnuruleț. Eu aici nu am șnurulețe pentru că nu este această obișnuință de a se pune mărțișoare, altă țară, alte obiceiuri, altă cultură. Deci cam aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint. Eu sper să vă placă. Dacă vă place, după cum vedeți, puteți realiza în culori diferite și unindu-le între ele, puteți chiar să le aplicați în... Ia uitați-vă! Să le puneți într-un mic coșuleț. În sfârșit, eu asta am dorit să vă prezint. Dacă vă place ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți dacă doriți. Pe mine mă ajută foarte mult și de asemenea vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!